Salut! Sunt Alex și astăzi vreau să te învăț cum să pregătești o supă cremoasă și consistentă de roșii, al cărui ingredient secret sunt roșiile. Logic, nu? Dar trebuie să aveți roșii cât mai coapte, cum am eu aici, moi și un pic crăpate. Asta e rețeta succesului. Doar așa puteți să obțineți și culoare și gust. Dar gata cu vorbării. Hai să trecem la treabă. O să ai nevoie de următoarele ingrediente. Pentru crutoane vei mai avea nevoie de toacă ceapa, morcovii, tijele de apio și usturoiul verde mărunt. Pun o oală pe foc și adaugă untul și o lingură de ulei de măsline. Uleiul nu lasă untul să se ardă și să-ți amorească mâncarea. Călește legumele bine și când au devenit translucide, adaugă stoc sau apă fierbinte dacă nu ai. Stocul sau fondul, fie el de pui, de legume, de vită sau de pește, este o supă concentrată pe care o poți congela și folosi la mâncăruri ori de câte ori ai nevoie. Așa vei da un gust mult mai bun mâncării și totodată este varianta sănătoasă față de cuburile din comerț. Când sunt fierte legumele, verifici asta înțepându-le, adaugă roșiile tăiate cuburi. E bine să le adaugi la final pentru că ele încetinesc fierberea. Insist, roșiile trebuie să fie foarte coapte. Dacă nu găsești roșii coapte, atunci îți sugerez să folosești roșii la conservă, italienești. Ele sunt culese la maturitate pe la sfârșitul lui septembrie. Sunt mult mai bune. Toacă busuiocul și pune-l deasupra împreună cu zahărul, sarea și piperul. Zahărul o să mai taie din aciditatea roșiei. Lasă totul să fiarbă până ce se moaie roșiile. Dacă vezi că e prea mult lichid, mai scurge din el. Doar facem supă cremă, nu? Pune smântâna într-un bol și adaugă din când în când câte un polonic din supa de roșii și amestecă. Astfel, o să aduci încet smântâna la temperatura supei din oală, iar dacă o pui direct, ea se va tăia. După ce ai incorporat circa 7-8 polonice, ia supa de pe foc, adaugă smântâna și blendează totul. Tai apoi pâinea toast cubulețe și pun-o într-un castron încăpător. Stropește-o cu ulei de măsline și presară oregano și puțină sare. Amestecă bine și apoi pune totul într-o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Introdu-o în cuptorul încins în prealabil la 180 de grade până se rumenește. Dă parmezan pe răzătoarea subțire și presară pe deasupra supei. Adaugă crutoane și e gata! Rece sau caldă, o supă de roșii este mereu binevenită. Se prepară repede și o poți ține în frigider câteva zile. Asta dacă nu ți-e foarte foame și o mănânci imediat, pe loc. Abonează-te la canalul nostru YouTube Culinar Show, apăsând aici. O să găsești foarte multe rețete și toate noi. O zi bună îți doresc! Dacă ai chef de gătit, găsești mai multe opțiuni pe canalul nostru.